am semnat contractul de vânzare cumpărare cu Distrigas pentru clădirea de pe Bulevard, unde va funcționa noua casă de casa căsătorilor și în același timp și evidența persoanei, buletine, certificate de naștere, certificate de deces. Săptămâna aceasta s-a făcut și procesul verbal de predare-primire a imobilului. Acest imobil urmează să intre într-o o mică reparație, reparații recurente de igienizare și de ce mai este nevoie în acea clădire și urmează să o dăm în folosință cât se poate de repede.